Salut, sunt Teodor. Sunt Viorel Mardare, regizor. Sunt Anatolie Iurcol. Cândva, fiind marinar, eu mă gândeam să mă întorc la patrie și să produc vinuri pe meleagurile natale, unde m-am născut. Era o pasiune foarte veche din adolescență și la un moment dat, când mi-am dat seama că n-am făcut facultatea care trebuie, m-am dus și am făcut și a doua facultate. Dar eu cred că totul abia începe. Scopul a fost de a crea un restaurant cu cea mai rafinată bucătărie, dar și cea mai frumoasă priveliște din oraș. Dragostea. Profesoara mea de limbă română mi-a spus odată la ora clasică, era și dirigintă, dragostea este o pasăre maiastră care zboară spre Calea Lacteie. Și eu n-am idee ce înseamnă asta. Când poți să nu te gândești pentru sine, adică pentru tine, dar să jertfești pentru altul pe care îl iubești. Pentru mine dragostea înseamnă pasiune, dar și răbdare, originalitate, dar și devotament și, cel mai important, dedicație. Vinul, și nu doar pentru mine, este pentru întreaga țară noastră, cred, unicul motiv de mândrie. Unicul motiv adevărat de mândrie. E o pasiune, în primul rând. În jurul acestui produs trebuie să fie o cultură. Unde e cultura, unde ceva e alături de cultură, mi-e interesant. Vinul reflectă patrimoniul cultural al regiunii din care provine, dar și a vinificatorului care l-a produs. Anume, din acest motiv, vinurile au un rol dominant în orice restaurant. Sunt Viorel Mardare, regizor, și sunt Wine Friendly. Sunt Teodor Bârsă, director general Nobel Luxury Boutique Hotel, și sunt Wine Friendly. Sunt Anatolie Iurco, fondatorul brandului Mezzolimpia, capitanul visului meu, și sunt Wine Friendly.